Bye. Bye. Oh, restul pun aici la mine în față. Noi am închiriat o mașină. Ford Focus Station. Ce mașină e așa? Ford, e un Ford. STW pe scurt, ca să okay. Mă încurc. Am stat la mami și la tati câteva zile. Și acum plecăm spre Hunedoara, prima zi de călătorie. Drum bun, Domnul să vă ocrotească, să fie cu voi. Vă salutăm pe toți din România și pe cei de peste ocean. Ești pregătit să călătorești prin România? Vede. Portbagajul e destul de mare. Am vrut să luăm o Dacia. Ce Dacia am vrut să luăm oare? Dacia, nu știu, Logan. Logan, ceva mai mare? Da, la uscat ăsta. Bine. L-ai de la Gabi Gui, știi? L-aveam din copilărie, ăsta l-am primit de la cineva. Și s-a l-a opus mâna pe el. L-ați văzut la casa veche. Dar hei, nu aruncați Zion? Nu aruncați lucrurile, că vreau să păstrez ordinea aici în mașină, să pot să-mi iau lucrurile frumos. Voi stea și are loc să stea și Levi? Ia, și după aia Zion, tu s-a luat și pune centura așa? Nu! Nu, las că vedem noi când ajungem. Nu mă las. Da, Zion. Tu s-a luat până să stea în colțul. Are aer? Da. Chide să nu se lucrăm. Bine. Bye. Bye, bună! Bye, dulceață bună. Bye, Zion. Ne mai giugiulim când vii, bine? Ne giugiulim când veniți, bine? Unde suntem, băieți? Apropo, l-am luat și pe verișorul nostru, pe Levi, cu noi. Ciao, Levi. Câți ani ai? 13. 2. Ai spus 12? Da. Du-te și tu acolo, că-i tata. Mergem spre Hunedoara și ne-am oprit puțin să la un popas, pentru că le vine la baie la băieți. Ne-am oprit să luăm niște langoși, pentru că era acolo un semn că sunt langoși și fetița noastră nu mai are răbdare. Niște peisaje foarte frumoase aici, la într-un spre Hunedoara, mai avem o oră. Dar peisajul acesta ne amintește foarte mult de Washington, statul în care locuim noi. Vreți să mâncați de aici? Da! Da? Vă surâde? Ce? Vă surâde ideea să mâncați de aici? Acolo, ce este? Acolo, cred că tot aici se servește, acolo mănâncă oamenii. Salo, nu ți somn? Nu. Am văzut foarte mulți oameni pe marginea drumului care vând fructe și legume. Langoș, Bebu, ala Bebu. Simplu, cu brânză, cu dulceață. Hamburger de pui. Cu smântână, usturoi și cașcaval. Depinde, mai multe. Cei cu șâns șuncă, cei cu bâz brânză, astea-i smântână, usturoi și cașcaval. Perfect. Acum după aia să-mi duce asta. Sigur, mulțumim. Cei cu șâi șuncă, cei cu băi brânză și celorlalte cu... Da, ține Levi. Bă, cine are cu brânză? Zaien are cu brânză. Eu am cu șuncă. Salul are cu brânză, să mânci încet, că-i arde. Spălați mâine un pic. Ai cu ce să speli? Cu ce ai? Cu șuncă? Cu smântână, usturoi și cășcăvai. Ăsta-i. Ăsta-i a tău.
toată lumea cu porțile pline. Plecăm mai departe spre Hunedoara și mai avem o oră. Am ajuns într-un loc superb, doar că nu știm dacă au loc să ne ia, pentru că suntem prea mulți și oriunde am m-am uitat pe internet, toate locurile sunt ocupate sau nu pot să, n-au camere cu paturi destule pentru noi, așa că mergem să vedem. Să dormim pe jos? Sau pe cauci, la chestia. Suntem la lacul Cincis, la motel Cincis. Uite ce peisaj frumos. Deci parcă ești în America. Stai încet, încet să nu pici, mami. Așa e. Mami, acolo se merge în apă? Nu mergem în apă, iubita. Mergem să vedem dacă are loc să ne ia la hotel. Dă mânuță. Hai să vedem. Unde se întâmplă așa de aici? Unde? Alta să mă prind roata. Ce vrei să mă prind roata? Aruncă în apă! Aruncă în apă? Aici. Am reușit să luăm o cameră, numai că este cam întuneric aici. Hotelul e foarte fain pe din afară. Hai să vedem, Salo. Sunt doar eu cu Salo și am primit cheile. Motel Cincis. Hai să vedem. Ok, Salo, deschide ușa. Prindem becul. Yes! Cum ți se pare? Dar nu te pune pe jos, nu te descalți, nu te pui pe jos. Ia iepurașul de pe jos. Așa arată camera. Nu știu dacă o să încăpem 6 oameni, pentru că suntem 6. Nici vorbă nu o să încăpem. Dar probabil că vom pune plapumele pe jos și se vor culca băieții pe jos. Baia e foarte drăguță, n-am ce să zic. Probabil că vom pune plapumele astea pe jos și băieții se vor culca aici pe jos, pentru că nu vom încăpia 5 într-un pat și unul aici, în niciun caz. Hai să vedem cum arată balconul. Micuță camera, dar...
La prețul ăsta am plătit, cred că, 77 de dolari. Ok. A zis că au peisaj la lac, însă este blocat de pomi. Nu se vede nimica. Ce zici, iubita, îți place aici? Stăm aici noaptea asta? Băieții acum vin, hai înăuntru, hai să-i așteptăm. Hai. Hei, mami! Da, iubita! Ești mireasă? Ești mireasă? Nice! 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 Au piscină, noi pentru piscină am venit în mod special. Micul dejun nu este inclus, dar am înțeles că nu este foarte scump. Na, ce zici, iubita? Îți place hotelul ăsta din România? Primul tău hotel. Primul tău hotel, să vedem, să vină și băieții, să le surprindem fața. Da, dar știi că nu căpem 6 persoane în toată, uite ce cauci micuți. Ce frumos e aici, uite pe jos. Știi, știi ce m-am gândit? Să punem plapumele alea două. Noi, uite ce e part. Aici pe jos. Eu am crezut că e canapia, canapia de 3 persoane, ca și, uh-huh, ca și la noi. De aia doamna Elena, sper să încăpeți, așa, da, cu jumătate în gura. Da, ea știa deja că nu încăpem. Am realizat că nu filmai. Ce fain o plantat ai văzut? Bravo! Cum e, Zain? Foarte fain! Nu, nu să dormi tu, deci, că eu chiar vreau să dorm pe jos. Tu dormi pe jos? Da. Cu geașa? Da. Normal. Ce fiu fain. Voi puteți dormi mea și pe... pe... nu? Ce fain se vede la fix. Nice. Știi cum jucam eu așa când eram de vârsta ta? Deci am mers la... Govora. Nu știu ce. Așa? O stațiune. Și mi-am făcut un prieten, era dincolo, stătea el. Și îmi puneam șapul la mijloc, uite, vezi acolo? De? Eu aici, Levi, el dincolo. Și jucam împreună. Levi, vreți să stai pe scaun? Tata lui, acolo este scaun. Tata prietenului meu era doctor. Am plecat din cameră. Am găsit piscina. Cu peisajul ăsta frumos. Sala a făcut o bubică și a spart coaja. Și... băieții sunt aici. Hai, salo! Wow! Te mai frumi, minge, te rog! Minge, te rog! Mama! Prima să pot în ei! Ioi, pune-l pe tata! Așa adâncă-i! Da! Și acolo și mai adâncă! Așa te adâncă! Zion, știi să noți? E sigur. Înată pe spate. Abia. Se mergea pe puținul. Nice. Frumos aici. Foarte fain. Mm-hmm. Poți o alegere bună să stăm aici? Cred că da. Hai, Zion. Go. E prea adâncă pentru tine? Că e. Da. Așa e. Aici, bagă mânța. Așa. Nu vreau să intru. Ai intrat? Asta am găsit, le-am găsit în dulap la noi. Nu știu dacă le-a uitat cineva aici sau... s-a... văd că mai sunt și alții care au. Da, nu trebuie să le iau, dacă vreau să opreți. Uh-huh. Uite aici cheia, să nu uit. E prea rece? Nu știu dacă aveți voie să săriți așa. Bărbățelii Levi. Bomba. Da.
seria. Joshua? Joshua? Am plecat de acasă și nu ne-am făcut rezervare, că am fost grăbiți. Și pe drum ne-a rugat cu copii ca Dumnezeu să ne ajute să găsim un loc de găzduire. Așa. Să avem unde nopta. Pentru că toate erau soldați. Da. Și Salo. Sara a vorbit cu Salo. Doamna de la recepție, dacă are o cameră disponibilă. Dar nu aici am sunat, în altă parte, nu, în altă parte. În fine, am venit aici și la recepție și am întrebat dacă au o cameră. Mi s-a spus că da. I-am dat informații, nu a verificat niciun fel de act de identitate, nu ne-a luat niciun fel de depozit, niciun fel de credit card, doar numele, prenumele, numărul de telefon și... Doar pe încredere. Doar pe încredere, așa. Cred că din cauza că... Așa. Doamna pleca acum și am prins-o chiar în ultim moment. Nu știu că din cauza aia, dar e interesant că n-au cerut niciun credit card, niciun nimic. Am și întrebat-o, trebuie să plătim ceva depozit, zice, nu, puneți totul pe cameră și plătiți la sfârșit. Wow, foarte interesant. Uh-huh. Sau poate că mai bine să nu sunăm înainte, știi, să venim așa și luăm cu riscul de a nu găsi și a anotat mașina. Eu sunt happy că am venit cu familia și cu Levi, cu verișorul și mă bucur că am găsit un loc fain, hotel fain. Sperăm că găsim și cafenea aia. Și hotelul, cine ți l-a recomandat? Hotelul Eliza, prietena noastră Eliza, care chiar astăzi naște. Eliza, ne rugăm pentru tine, până când o să vezi tu vlogul ăsta, deja o să fii născută. Așteptăm să-ți vedem frumusețea. Dar Eliza este de aici, din Hunedoara. Cred că și Edward, soțul, ei tot de aici este și ne-a recomandat foarte multe locuri. Ea a fost singura care ne-a recomandat cele mai multe locuri și datorită ei suntem aici astăzi. Mâine vrem să plecăm spre Sibiu. Mâine sau vedem noi. Probabil că mâine. Și apoi spre Brașov pentru câteva zile. Este 9 și un sfert, iar copiii sunt tot la piscină. Zion, Joshua, mai stați un pic? Ce? Haideți să mergem. Sau că nu vii foame. Mergem? Da. Sau mai stăm? Acum, eu cu mama sunt aici. Și acum merg, acum băieții sunt acolo. Eu cu mama sunt aici. Hello! Da, eu mă fac părul acum. Să fie frumos.
mâine. Asta mâine e cheia. Acum mâine e cheia. Deci unii se gândesc în oameni. Ce zici? Ne ajunge?